La o aruncătură de băți de Imperiul zgomotelor urbane de pe Valea Prahovei găsim o oază de liniște și relaxare în Munții Baiului. Fac parte din Carpații de Curbură, iar denumirea oficială este Munții Gârbova. Ocupă o suprafață de circa 300 de kilometri pătrați, în cea mai mare măsură cuprinsă în bazinele superioare ale râurilor Prahova și Doftana. Suntem într-un munte ușor, într-un munte domol, într-un munte care poate constitui un început pentru oricine dorește să se apuce de mișcare, fără, bineînțeles, să o facă sub presiunea unor performanțe. Vârful Baiul Mare are 1895 de metri altitudine, nu-i bai, ar spune un aventurier care merge regulat pe munte și parcurge cele mai dificile trasee. Dar un debutant resimte greutatea, mai ales la urcare, deși este un munte neglijat de turiști, aflându-se în vecinătatea Bucegilor, creștere fiind separate de Valea Prahovei, prezența umană și-a pus totuși amprenta asupra naturii. Din păcate, faptul că peisajul montan este foarte aproape de mediul urban, se vede cu ochiul liber. Deși vorbim despre o zonă turistică puțin marcată, totuși gunoaiele sunt extrem de multe, mai multe decât practic în zonele marcate. Iată drept exemplu, prieteni, aici, lângă acest drum forestier, în această râpă se află o cantitate impresionantă de gunoaie. Nu mă refer numai la ambalaje și la lucruri care nu sunt deloc biodegradabile, ci mă refer la cauciucuri. De unde provin aceste deșeuri? Veți afla urmărind emisiunea Carpe Diem, joi seara, începând cu ora 20:30 de minute, doar la MDI-TV. Colegul nostru, Marius Popescu, vă va arăta peisajele de poveste într-o zi de toamnă, în zona liniștită din Valea Prahovei, chiar și sub 2000 de metri altitudine. Acesta a găsit zăpadă la mijlocul lunii octombrie.